în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În biserica slavei tale stând, în cer asta ni se pare. Iubiți credincioși, mă pregătesc de cel puțin un an de zile pentru cuvântarea pe care am să vă țin, dat fiind faptul că în ultimii ani așa s-a rânduit, probabil de sus, să vă vorbesc în Vinerea Mare. Și v-am tot dus, v-am întors, v-am ocolit aici cum s-a înconjurat Ierihonul, v-am povestit tot felul de lucruri din cadrul prohodului și astăzi vă mărturisesc că în timpul prohodului vroiam să-mi extrag exact o strofă din prohod, o pusesem bine la punct, dar am ieșit să înconjurăm Sfânta Biserică și când am ajuns în dreptul altarului m-am uitat către cer. Și eu consider că așa a rânduit Dumnezeu să-mi scape privirea spre cer ca să văd niște nori albi, frumoși, care mergeau purtați de vânt către mare. Dar în momentul în care pe retină era biserica, acei nori stăteau și biserica mergea. Și m-am gândit să vă spun câte ceva despre biserică. Pentru că eu, uitându-mă, deja vedeam norii stând și biserica înaintând. Chiar așa se pune problema. Biserica este un punct de reper al credinței, al evlaviei, al demnității, al caracterului și acest reper este în continuă mișcare cu tot sistemul de referință. Noi considerăm că un punct de reper stabil este cel care rămâne pe loc. Ori, în lumea în care trăim, sistemul, mișcându-se cu totul, trebuie să avem un punct de reper care se mișcă odată cu noi, astfel încât noi să nu rămânem într-o parte și sistemul să meargă într-alta. Cine vine să meargă la biserică, cine vine în biserica slavei lui Dumnezeu, trebuie să știe că trebuie să se deplaseze odată cu biserica, astfel încât reperele și distanțele pe care le avem până la reperele respective să rămână aceleași. De ce vă spun aceasta? Pentru că în societate este altfel. În societate, stabilitatea trebuie să fie legată neapărat, cum am mai spus și altădată, de fișa postului, de lucruri cuantificabile de către șef și așa mai departe. Nu poți să o iei tu înainte sau tot sistemul să o ia cu tine odată. Dar în biserică este altfel pentru că inclusiv la prohod astăzi mi-a căzut atenția pe o strofă în care se spune ca un pelican te-ai rănit și ai hrănit puii tăi. Dacă vă întreabă cineva ce caută pelicanul la prohodul Mântuitorului și de mâine încolo nu știți ce să răspundeți, înseamnă că ați uitat ce vă voi spune eu în seara aceasta. Pelicanul este singurul mamifer care atunci când are puiul în pericol de moarte prin inaniție, adică de foame, își lovește cu ciocul în dreptul inimii până când iese sânge, cu care își hrănește puii, dar îi hrănește astfel încât ei să supraviețuiască. Le dă tot ceea ce trebuie, după care, bineînțeles, că nu mai are el cum să rămână în viață. Pelicanul face lucrul acesta împotriva tuturor legilor firii noastre. Dacă ați mers cu avionul, vi s-a spus de către însoțitoarea de bord care vă arată cu semne cam cum vă arăt și eu câteodată să-mi faceți loc
în jumatea bisericii, ca să se vadă indicatoarele către ieșire. Vă spune, în foarte puțin probabilul caz de depresurizare, veți primi de sus, adică nu putea să zică din cer, pentru că deja omul în avion e în cer, de deasupra dumneavoastră vor cădea niște măști și vă arată niște măști cu un elastic, se iau, se așează și se respiră calm, calm. Și mai au un adaos foarte interesant. Cei care însă au copii, să-și așeze întâi ei masca, apoi copiilor. Unde e pelicanul? Aici este pelicanul. Ce face pelicanul? Atunci când știe că după el este mai important să rămână puiul, care va trăi, bineînțeles, mai mult decât el ca părinte, își lovește cu ciocul inima ca ultimele picături de sânge să-i ducă mai departe neamul său. Ei, iată cum noi suntem învățați, însă, să fim lucizi. Este cam același lucru, dar trebuie să fim foarte atenți la sistemul de referință de care v-am spus. În avion suntem ca în biserică, așa cum am văzut-o eu acum, înconjurată de nori, și mi se părea că biserica este cea care se deplasează, nu norii care vin spre mine. Biserica pleca odată cu noi. În avion, acolo, suntem într-un sistem de referință care se mișcă cu totul. Și dacă se mișcă cu totul, suntem chemați la calm, așa cum am spus, trebuie să respirăm cu calm, să nu ne grăbim, și la luciditate, astfel încât să știm că dacă noi suntem lucizi, putem să avem grijă și de copilul nostru, și de vecinul nostru, și de ceilalți. Dacă noi ne-am grăbi să așezăm masca copilașului din brațele nostru și între timp am cădea în inconștiență datorită faptului că nu se mai irigă bine creierul nostru, ce ar face bietul copilaș cu masca, cu tot? Ar putea să facă vreo mișcare de unul singur? Nu. De aceea, trebuie să știm că atunci când se mișcă tot sistemul de referință, sunt niște legi clare și precise. Și ca să înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun vis-a-vis de acest sistem de referință, se spune că odată s-a dus în satul natal, după ce câștigase câteva premii, fratele Albert Einstein. Dacă toți suntem la Prohod, frații noștri evrei au și câțiva reprezentanți. Chiar Einstein zicea, dacă teoria relativității peste ani se va dovedi că este bună, francezii vor spune, este de-al nostru, școlit aici. Dacă va ieși rău, nu pot să fiu decât un evreu. Și în satul lui a auzit pe cineva care a spus că teoria relativității merge până acolo încât, de fapt, nu trenul trece prin gară, și gara trece pe lângă tren. Și erau așa de impresionați oamenii când aflau acest lucru, încât când a plecat de acolo, a ajuns în America lui Sărmana și la un moment dat, în tren fiind, îl recunoaște un concetățean de-al lui și zice, frate Albert, nu știți cumva gara Boston oprește la trenul ăsta? Cam așa am văzut eu biserica și mă gândeam, Doamne, dar dacă mergem cu toții în ea, înseamnă că deja nu ne mai interesează cum și în ce fel facem referire la sistem. Cu siguranță că v-am mai spus și altă dată, după ce plecăm de aici, de la biserică, vom găsi tot felul de situații, care mai de care mai neplăcute, zicem noi, care mai de care niște lecții de viață, și o să întrebăm până la urmă de ce se întâmplă așa, și greșim întrebând.
Pentru că chiar Mântuitorul, când se roagă lui Dumnezeu, îi spune: Părinte, nu pentru lume mă rog, ci pentru aceia pe care i-ai ales din lume. Nu suntem elitiști, Doamne ferește. Dar am să adresez o singură întrebare. Dacă și-ar pune în minte toți constanțenii să vină la biserică, credeți că ar încăpea în locașurile de cult? Am și răspuns la întrebare. Așadar, noi, acum când ieșim din biserică și mergem spre case, dacă vrem să trăim în sistemul de referință de care v-am spus, care este biserica, trebuie să știm că suntem datori a ne aștepta la a ne tăia fața la prima intersecție cineva, a se uita urât la noi altcineva care știe că ne-a obstrucționat, dar avea pretenție ca noi să-l lăsăm să treacă întâi, până la faptul că vedem că nu mai este deschis la pâine și am uitat să luăm, până când vom vedea că, de fapt, și mâine e închis și poi mâine, și îl, miel, nu avem cu ce să-l mai mâncăm, până la faptul că atunci când ajungem acasă, cine știe ce vecin a parcat în fața porții și nu avem pe unde intra. Dar Mântuitorul ne-a zis clar, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care i-ai ales din lume. Așadar, dacă vrem să trăim frumos în biserica slavei lui Dumnezeu, trebuie să ne asumăm totul. Acum să nu credeți că este o invitație așa la a accepta totul, dar a trăi frumos înseamnă a accepta cu demnitate. Cu demnitate, Părintele Arsenie avea o problemă. Vis-a-vis de smerenie, demnitate și dârzenie. Zice, Tată, Hristos nu vrea de la noi să fim niște yes men. Să nu credeți acum că Părintele Arsenie era în afara societății și nu știa despre ce e vorba. Nu, știa exact să ne răspundă la întrebări. Zice, nu, Tată, dacă e vorba de ceva, când zice șeful ceva și noi avem dreptate, cu smerenie îi spunem că nu are dreptate. Dârzenia aceasta înseamnă prima calitate a smereniei, că altfel ar însemna prostie. Eu mi-aduc aminte și sunt dator să vă spun și dumneavoastră. M-am bucurat tare mult că în seara aceasta s-a creat la Prohod o atmosferă extraordinară. Și ieșind de aici și înconjurând biserica, am văzut un grup de tineri pe care trebuie să vă spun că i-am judecat greșit. Am crezut despre ei că sunt plecați de acasă și chiar spuneam așa, șoptind cuiva, deja, uite, grupul ăsta, despre el, părinții cred că sunt la biserică, la Deni, la Prohod. Dar să știți că i-am urmărit și au intrat în biserică. Acum, trebuie să vă spun și lucrul acesta, pentru că aparențele înșeală. Uitați cum putem să judecăm pe cineva și să nu așteptăm până la sfârșit, pentru că dacă așteptam până la sfârșit, îi vedeam că au uitat în biserică și chiar i-am adus așa până în față ca să-i văd și să le cer iertare în față. Ei nu știu ce am gândit eu, dar eu știu ce am gândit. Și niciodată să nu vă raportați numai ceea ce știți dumneavoastră. Vă aduceți aminte de bătrânelul acela care s-a dus la doctor că avea o rană la un deget și l-a rugat pe doctor să îl panseze mai repede. Și zice, bine, bine, dar e ora 9, unde te grăbești? Și zice, la 9:30 iau, ca în fiecare zi, micul dejun și cafeaua cu soția mea. Păi și de câți ani sunteți căsătoriți? De vreo 60. Păi dacă de 60 de ani faceți lucrul acesta, nu poate să existe măcar o excepție? Nu! De ce? Pentru că ea e bolnavă. Adică, ce are Alzheimer și nu mă mai recunoaște de 10 ani. Păi și? Zice, ea nu mă cunoaște. Eu o cunosc pe ea. Așa suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Noi de multe ori l-am uitat pe Dumnezeu pentru că Alzheimerul nu înseamnă neapărat o boală care să
se manifeste numai în relația noastră cu vecinul sau cu cel de aproape, din casă. Nu. Poate să fie o continuare și o cronicizare a bolii până la a nu recunoaște nici pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cunoaște pe noi. Trebuie de acum înainte să înțelegem că măcar în seara aceasta ni s-a deschis o altă perspectivă. Aici am aflat că Dumnezeu ne cunoaște mai mult decât știm noi despre noi. Și dacă vom pleca spre casele noastre în această după prohodire a Mântuitorului, am câștigat ceva. Și atunci nu vom mai judeca pe celălalt de lângă noi, pentru că celălalt nu știe cum l-am judecat noi, dar noi știm cum l-am judecat. Și dacă avem posibilitatea măcar față de unul dintre cei pe care am judecat pe nedrept, să ne cerem iertare în seara aceasta, să știți că este mare lucru. Înseamnă că Mântuitorul ne pregătește învierea pentru noi mai mult decât pentru El. Pentru că Hristos s-a răstignit și a înviat pentru noi. Nu Hristos avea nevoie de înviere, ci noi aveam nevoie de învierea Lui și de învierea noastră. Așadar, mergem acum spre case după ce am trecut pe la prânz, pe sub Sfântul Epitaf, am murit și am înviat ridicându-ne, să mergem cu gândul că Dumnezeu știe de noi și ne așteaptă la întâlnirea cu El. Așa să ne ajute Dumnezeu.